Anonia, ai revenit în orașul de unde ai plecat spre Marea Performanță, te-ai întors la Baia Mare de această dată ca adversar, având foști colegii tăi de echipă ca adversar. Mă refer la Sergiu Ciocan și la David Simion. Cum a fost întâlnirea cu ei? O să spun că m-am întors acasă. A fost un meci mai special din punctul acesta de vedere. Am încercat să-l tratăm la victorie, dar din păcate azi atâta s-a putut. Felicit jucătorii de la Baia Mare, îmi felicit foștii colegi și le urez baftă la următorul tur să ajungă cât mai departe. Ați avut un program încorcat cu mulți kilometri de făcut prin țară și astăzi ați aliniat o echipă foarte tânără, cu o medie de vârstă de puțin peste 20 de ani. Da, chiar dacă am avut o echipă tânără, cred că am încercat să ne facem treaba cât de bine am putut. Și referitor la drum, am făcut mulți kilometri, mai urmează încă o deplasare lungă la Călăraș, sper să câștigăm acolo și asta e cel mai important, să progresăm în campionat. Vă doriți să promovați în sezonul următor înapoi în Liga 1? Ne dorim să o facem cât mai bine de la meci la meci, asta e cel mai important, să abordăm fiecare meci la victorie și la final o să vedem ce va fi. Se vede după rezultatele obținute în ultimul timp că v-ați revenit numai departe de acest 6-0 cu Constanța. Da, echipa este într-un real progres, cu siguranță va fi din ce în ce mai bine de la meci la meci și sper ca primul meci cel cu Călăraș să fie o nouă victorie, iar după aceea vedem ce va fi. Până unde o vezi pe Minaur în Cupa României? Eu le țin pumnii să meargă cât mai departe, le țin pumnii, cred că asta își doresc, să aduc o echipă de Liga 1 aici, să vadă stadionul cât mai plin. Le țin pumnii și ce pot să spun, să meargă cât mai sus. Îți mulțumim și mult succes! Cu mare drag!